Nu se gândesc la noi deloc. Deloc nu se gândesc la oameni care au muncit o viață. Credeți că veți ajunge aici, la bătrânețe? Umiliță maximă. Nu interesează, oricum, orice ar vedea. Nu interesează de oamenii de jos. Lor voturile, astea e important pentru ei, în rest nimic. Plângeți des, doamnă? Aproape. Câți ani de muncă aveți? Aproape 40. Da. Și cum a fost? Vă gândeați că veți ajunge de la pensie să aveți un trai liniștit? Tocmai că nu este. Nu este un trai liniștit. Maria este o pensionară care plânge aproape zilnic din cauza nedreptăților din România. După o viață de muncă, femeia a ajuns să trăiască umilitor la bătrânețe. Maria spune că i-ar fi poftă să mănânce din când în când pește sau o bucată de carne de porc, dar acestea au devenit un lux pentru ea. Guvernanții, spune Maria, au condamnat-o la un trai în sărăcie și umilință. Să aibă grijă și de oamenii de rând care au muncit o viață și au ținut țara asta în spate. Că sunt oameni mult mai necăjiți, care au copii și nu au ce să le pună o bucată de pâine pe masă. Dar nu se gândesc, numai la ei se gândesc. Cât de greu este? Cu ce probleme vă confruntați? Problemele de zi cu zi, că dacă te duci la piață nu poți să cumperi o bucată de carne sau un pește care trebuie să mănânci. Bine, acum suntem în post, dar după post ai putea să mănânci o bucată de pește, dar peștele este un lux deja. Până și alimentele au ajuns un lux, doamnă. Da, așa este. Alimentele este un lux. Avem noroc, mai sunt verdețurile acum. Că altfel, greu. Pentru aveți noi copii, e greu. Aveți am copii, am nepoți. Și cât de greu vă este să le fiți mamă și bunică cu bani atât de puțini? Lucrează părinții. Și greu și pentru ei, că au dat la bloc, plătește after-ul. E greu. Azi, cerințele sunt mari. Să le ajutați. Nu pot. Abia mă țin pe mine. I-aș ajuta cu tot dragul. Dar nu pot. Maria se simte acum povara unui stat căruia i-a plătit taxe toată viața. Pensionarul în ziua de astăzi, dacă ar putea, să dispară. Să dispară și să crească politicul. Asta ne omoară. Politicul ne omoară. Pentru că nu se gândesc. Nu se gândesc numai la ei. Ar fi bine să mai gândească și la noi. Când e vorba de voturi, atunci fac una, fac alta. Dar astea sunt toate minciuni. Minciuni. Ne-am săturat de minciuni până peste cap. Nu mai credem în politic. Nu mai credem în nimeni. Numai în bunul Dumnezeu. De câțiva ani încoace, de vreo 30 de ani încoace, s-au schimbat treburile foarte mult și în rău. Și din ce în ce tot mai rău merge. Ca Maria sunt mulți alți pensionari care abia mai pot îndura foamea, lipsa medicamentelor și traiul amar la care sunt condamnați.